Vlogul de astăzi o să fie puțin mai serios. Glumesc! Bine, asta s-ar putea să fie puțin prea lejer. Perfect! După cum știți, sper, suntem pe care să trecem într-un nou an calendaristic. Și mie îmi place de fiecare dată să fac o retrospectivă la ceea ce s-a întâmplat și ceea ce am realizat în anul respectiv. Și m-am gândit, din moment ce suntem 200.000 de abonați pe canalul meu, să fac treaba asta cu voi. Așa că... să-i dăm drumul! În primul rând aș vrea să fac o comparație în materie de petrecere între anul 2018 și anul 2019. Bine, vă dați seama că n-am păstrat nicio toate brățările, dar cam în mare asta este proporția. În anul 2019 am fost mult mai focalizat pe muncă, am avut mult mai multe proiecte și bineînțeles că am fost și mult mai stresat și am fost o durere de cap pentru persoanele din jurul meu de foarte multe ori, față de care ar trebui să-mi cer scuze. Unul dintre cele mai amuzante lucruri care mi s-au întâmplat anul acesta a fost faptul că mi-a fost făcut primul fanpage legit. Știți cu toții dimineața aia de după Revelion, când ne doare capul pentru că ne-am distrat prea mult? Ei, fix pe 1 ianuarie mie mi-a fost făcut de către niște fete pe care nici în ziua de astăzi nu le cunosc un fanpage care posează tot felul de meme-uri cu mine și vreau să citim câteva dintre ele. Andrei Cruceru cărând inimile frânte ale fanilor. Andrei Cruceru navigând pe lacrimile fanilor. Eu când mi-a dat follow Andrei Cruceru. Elon Musk is wild. Singurul lucru bun, mai bun decât Brad Pitt este Brad Pitt cu fața lui Andrei Cruceru. Baltagu, ediție aniversară. Nu știu de voi, dar eu râd de fiecare dată când postează fetele astea câte ceva. Și sunt foarte drăguțe. Spre exemplu, de ziua mea mi-a făcut cadou cartea asta. V-am mai făcut cadou și un lănțic și sper să găsesc o poză ca să o pun aici. Oricum, mulțumesc mult fetelor, dați follow la fanpage-ul meu. Anul acesta am avut ocazia să-mi dezvolt puțin abilitățile de public speaking, pentru că am fost invitat la câteva evenimente în calitate de speaker, lucru care m-a făcut să-mi dau seama cât de important este să spui mai des da. Gândindu-mă puțin retrospectiv, toate evenimentele la care am fost invitat au fost declanșate de un singur da pe care l-am spus anul trecut, când am fost invitat de asemenea să vorbesc la o conferință. Era prima mea conferință serioasă, nu știam dacă să merg sau să nu merg, dacă să ies din zona mea de confort și să fac lucrul respectiv, dar am spus da și uitați la ce s-a ajuns. În concluzie, spuneți mai des da, ieșiți din zona voastră de confort pentru că lucrurile acestea o să conducă în locuri faine unde nici nu vă imaginați că puteți ajunge. Dacă încă nu v-ați dat seama, anul acesta m-am apucat de vlog și deși este o muncă colosală și stau zeci de ore să editez și mi-a foc laptopul și de multe ori îmi dă crusher și trebuie să iau de la început toată treaba, chestia asta îmi face foarte multă plăcere și faptul că lumea îmi dă mesaje și mă oprește prin facultate și îmi spune că au râs la vlogurile mele este ceea ce mă motivează și mă face să continui ceea ce fac. Deci este o muncă foarte, foarte grea în spate, chiar dacă voi nu o vedeți sau poate conștientizați, așa că dați subscribe! Punctul acesta nu are foarte, foarte mare legătură cu mine, dar nu merita exclus din acest vlog. Efectiv, anul acesta Vâlcea a demonstrat din nou că este capitala șmecheriei. Am avut parte de un om care a alergat în centrul orașului dezbrăcat, fugărit de polițiști. Am avut parte de o urnă mobilă la ultimele alegeri electorale. Pentru cei care nu știți, undeva într-un sat din Vâlcea, voturile se introduceau într-un butoi. Asta ca să înțelegeți din ce oraș vin eu, din Vâlcea, aka Hackerville, locul în care oamenilor nu le este frică să facă cele mai stupide lucruri și să-și iasă de-a dreptul din zona lor de confort. Anul acesta am avut ocazia să particip la karate la primul meu campionat mondial, a avut loc în America de Sud, în Chile, și chiar dacă mi-am luat bătaie de mancat pe mine, pentru că totuși este un campionat mondial, a fost o experiență cel puțin interesantă, deoarece am nimerit în mijlocul unui soi de război civil. Efectiv, în fața hotelului nostru se dădea foc, se trăgeau cu armele, se udau oamenii de pe acolo și nu aveam voie să ieșim din hotel, practic eram sechestrați. N-am avut noroc că peste noi nu au intrat, peste alte țări au intrat în hotel și le-au distrus toate echipamentele și a trebuit să plece acasă fără să mai aibă ocazia să participe la campionatul mondial, ceea ce este foarte, foarte nașpa. Și bineînțeles că în ecuația asta au apărut și canalele de știri din România, care caută cele mai nașpa lucruri de pe planeta asta ca să mai facă și ei un rating acolo de 30 de persoane în plus. 23 de sportivi români cu vârste între 14 și 20 de ani din lotul național al juniorilor de karate sunt prinși în violențele sociale de pe străzile din Chile. Protestele au început săptămâna trecută după ce guvernul din Chile a decis scumpirea biletelor de metrou. Eu unul nu suport canalele de știri, poate vouă vă plac, dar din punctul meu de vedere, ele promovează numai chestii nasoale și au un impact negativ asupra mentalității noastre, nu promovează cam niciodată ceva calitativ și abia dau exemple pozitive vreodată. Adică din exemplul acesta pe care vi l-am spus mai devreme,
Noi, dacă nu ajungeam în mijlocul unui f***ing război, nu știa nici naiba din țara noastră că mergem noi la campionatul mondial sau că poate există vreun lot de karate în țara noastră. Dar n-avem ce să facem, asta este România și trebuie să ne ducă pe noi capul și să începem să facem ceva ca să schimbăm țara asta și nu doar să dăm din gură și atât. Anul 2019 a fost de asemenea anul în care am călătorit cel mai mult. Mi-am notat în notițe locurile în care am mers și mi-am calculat cu distanțe rutiere. Am făcut puțin peste 61.000 de kilometri anul acesta. Pentru mine unul este un record și sunt foarte curios dacă o să pot să-l bat în 2020. Am încercat să fac și un video cu locurile prin care am călătorit, dar după 30 de minute a ieșit poșirca asta, așa că am renunțat. Mai puțin prin arhiva de pe Insta, poate mai găsesc ceva lucruri interesante pe care le-am făcut. Am cântat la tobe, deși asta cred că s-a întâmplat anul trecut, dar e o poveste care merită menționată. Efectiv, am fost omul potrivit la momentul potrivit, sau mai bine spus, omul nepotrivit la momentul potrivit. Eram cu doi prieteni, unul dintre ele este chitarist, celălalt este cântăreață. Spuneau că au nevoie de un toboșar pentru concertul pe care urma să-l dea la facultatea noastră, la Balul Bobocilor, și a spus că o să cânt eu la tobe. Și m-am întrebat dacă știu să cânt, am zis că nu. Mai erau 3 zile până la eveniment. Efectiv, în nopțile alea 3 am stat non-stop și am cântat la tobe ca să pot să cânt în fața 1000 de persoane la Balul Bobocilor. Destul de fain pentru un prim concert, mai ales că alții poate cântă la tobe de 10 de ani și n-au avut ocazia să cânte în fața tuturor oameni niciodată. Da, am făcut foarte multe tâmpenii anul acesta, de la intrat în apă la minus 10 grade, spart fața la competiții, am devenit mini-influencer pe TikTok, am tras cu airsoft-ul, m-am dat pe snowboard fără tricou, am organizat diverse evenimente de antreprenoriat unde am întâlnit oameni super, super faini, am câștigat un treasure hunt și în sfârșit mi-am deschis prima afacere care se va materializa în sfârșit cu prima noastră lansare de produs în ianuarie. Și multe, multe alte chestii pe care le-am făcut în 2019. Din punctul meu de vedere, anul 2019 mi-a trecut multe dintre așteptările pe care le aveam. Cu toate că au existat foarte multe momente tensionate, momente în care îmi venea să mă închid în casă și să nu mai ies de acolo, dar una peste alta, anul 2019 a fost genial și mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din anul meu. Și dacă tot v-am spus câteva dintre lucrurile pe care le-am făcut în anul 2019, aș vrea să vă spun și câteva dintre obiectivele pe care le-am pentru 2020, asta ca să mă fac de cacao și în fața voastră dacă nu le îndeplinesc. Bineînțeles că vor fi mai multe vloguri, mai multe challenge-uri, am niște sketch-uri, am niște materiale foarte, foarte tari pregătite pentru anul următor. Voi începe anul 2020 cu un challenge de 75 de zile în care n-am voie să beau alcool, trebuie să fac 2 antrenamente pe zi, trebuie să beau 3 litri jumătate de apă, fără fast food, fără plăjeri. O să fie foarte, foarte greu, dar sper să mă țin de el. Vreau să particip la un Spartan Race, vreau să mă apuc de parașutism. Bineînțeles că am și obiective pe partea de business. Foarte conștient că va fi un an foarte greu și voi avea foarte mult de muncit, dar asta este ceea ce mă face să fiu entuziasmat. Nu vreau să lungesc videoclipul ăsta mai mult de atât. Mulțumesc mult că ați stat cu mine până aici. Sper să aveți un 2020 așa cum vă doriți, cel puțin la fel de bun ca și 2019. Eu am fost Andrei Cruceru, ne vedem în 2020. Pa!